Valerius Gonea a fost exclus din PSD. Președintele executiv al partidului a fost sancționat după ce a cerut demisia lui Liviu Dragnea după condamnarea acestuia. Surse din PSD susțin că Victor Ponta i-ar putea lua locul la Camera Deputaților. Comitetul executiv al PSD a decis astăzi excluderea din partid a lui Valerius Gonea. Astfel, politicianul își va pierde și susținerea ca președinte al Camerei Deputaților. Astăzi am asistat la o decizie profund nedreaptă. Mi-am amintit de inchiziție și de ideea în care dacă exprime o opinie, automat ești condamnat. Pentru că ai o opinie. Delictul de opinie, după 26 de ani, a devenit ceea ce ați aflat astăzi. Totul a pornit de la declarația lui Zgonea în care îi cerea demisia lui Liviu Dragnea. Președintele PSD a declarat înaintea ședinței că nu mai poate face echipă cu președintele executiv Valerius Gonea, dar a susținut că nu va încerca să influențeze decizia colegilor din partid. În loc să plece el, plec eu. Asta e decizia. Eu mă supun deciziei. Le-am explicat. Nu am înțeles din raportul Comisiei de Integritate unde avem într-un statut de partid politic în România în 2016 sancționarea delictului de opinie, dar m-am supus deciziei colegilor mei. Surse politice spun că Victor Ponta ar urma să fie șef la Camera Deputaților, postul ocupat în prezent de Valerius Gonea. Dacă va prelua șefia Camerei Deputaților, Victor Ponta va ajunge al treilea om în stat.